Am revenit în direct. Trecem de la piața de construcții la piața de echipamente pentru centrele logistice, piața de stivuitoare. Alături de mine este Valentin Nechita, director național de vânzări la Util SPC. Valentin, salut! Mulțumesc frumos că ești alături de mine. Bună ziua! Bine v-am găsit! După un, bine An. Găsit, după un an. Hai să vedem. Noi, voi de obicei sunteți un foarte bun barometru privind mersul economic. Că până la urmă logistica înseamnă comerț, da, mm -hmm. înseamnă industrie și tu știi în funcție de comenziile pe care le ai, cum merge piața. Deci, Spre. cum merge piața acum? Dacă ne raportăm la prezent strict la momentul zero de acum, suntem în ușoară scădere. Interesul. Ușoară scădere. Adică piața merge prost, nu? Da, interesul este din ce în ce deci mai mic. piața de logistică e... merge prost. Putem să spunem că maxim vom ajunge la nivelul anului trecut. <laughs> Maxim? maxim adică în general, nu știi nimic? Anul ăsta adică nu s-au mai făcut centre logistice noi, vorbim, nu s-au mai schimbat echipamente, nu au mai venit ceva nou Dacă vorbim de piața generală pe România, va fi, zicem noi, că maxim anul trecut poate un 5% peste. Dacă bon. vorbim de utilități SPC, este Bine, separat. e altceva. Hai să vedem piața. Cât este piața de, să spunem așa, stivuitoare? adică sunt generalist, acele, da. Da, adică uh, acele echipa, uh, acele mașinuțe pe care noi le vedem în centre logistice și, și pe care Și care ne se... ajută să mutăm paleții din A da, în punctul nu. B, e, okay. exact. Uh, anul trecut s-a încheiat cu 8200 de utilaje. 8200, nu știu, 8, 200 mult de utilaje. Puțin, e, seama. din punctul nostru de vedere este anul cred că cel mai bun care a fost uh, în România. Bun. Aceste utilaje au fost din comenzile anterioare sau pur și simplu au fost comenzi noi? Că la un moment dat, nu știu, poate vine unul și zice, Valentin, uite, vreau aceste echipamente și tu spui, nu le am acum, o să le dau într-un an. Nu, anul trecut a fost puțin specific. S-au încheiat foarte multe proiecte, să-i spunem, pe fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Okay. Finalul anului, din septembrie până în decembrie, a fost o invazie de cereri. Da. S-au închis foarte multe proiecte de genul ăsta. Doi, foarte multe uh, firme de stat uh, au achiziționat utilaje de uh, acest gen. Firme de stat? Vorbim de rezerve de stat. Uh, de orice, uh, Sunt firme de stat care folosesc așa ceva. Uh, sucursala CFR, de exemplu. Uh, rezervele de stat unde se depozitează diverse... Ok, deci au luat acest gen de foarte echipament, multe. da? Anul ăsta... Știm mai puțin. Bun, l-au luat odată și asta e. Aceste 1.200 de utilaje, cât înseamnă în bani? Să mi o cifră, o plajă. Dacă facem o medie de 20.000 de euro, utilajul înseamnă? cât? O, 16 milioane, nu? Cam acolo, dacă vorbim de euro, da. 16 milioane de euro. 16 milioane de euro, da? Uh -huh. Care a fost cel mai scump utilaj pe care l-ai vândut? 200.000 de euro? 200 și ce era el? Era un utilaj special pentru pod, un utilaj multidirecțional. Pentru pod? Pod. Portul Constanța. Ah, pentru Portul Constanța, nu? Mm -hmm. Ok. Bun, dar astea sunt niște excepții, nu? Excepții. Sunt utilaje specializate care nu se văd mai mult de 30-40 pe an în România, de toate felurile. Ok. De toți producătorii. Uh, și aici, comanda de se dă cu cât timp înainte sau există stoc? Nu, pentru așa ceva sigur nu există stoc. Nu există, nu? Nu, Nici, niciun producător din lumea asta nu are stoc pentru așa ceva și se lucrează, termenul realist de livrare este undeva... 10-11 luni. Adică, adică un an de zile înainte de exact, acesta. Exact, exact. Bun. Piața de stivuitoare, de echipamente, este o piață de import, da? Că sigur, nu, nu, nu avem. Nu jucători avem. În România, de, rol, dar, sigur, okay. nu avem de unde vin echipamentele? De unde vin mașinuțele? O parte din Germania sunt da. 3-4 producători. Germania, Statele Unite. Da. Iar pe Europa ar mai fi Italia, da. unul, doi producători și Bulgaria, dar eu cred că acum e nesemnificativ, până acum poate avea un, o pondere pentru România, dar acum este foarte mic Era și piața pro... asiatică. Piața care? Asiatică. Asiatică, bun. Uh -huh. În general China, Dintre Corea. toți ăștia, Germania, Sua, Italia, Bulgaria, piața asiatică, de unde, de unde vin cele mai multe echipamente? Germania. Germania, nu? Germania și mai nou de 2 ani de zile a crescut foarte mult piața China. China. Uh -huh. Dar Chin echipamentele chineze sunt bune? Depinde ce... Coma, depinde banii pe, pe care îi oferi tu ca adică? și client. Adică cei din China au utilaje ieftine, low, au și utilaje premium. În general, pentru piața europeană sunt niște norme care trebuie respectate și niște parametri. Aceste acești parametri îndeplinesc doar de utilajele premium de la ei. Ok. Dar utilajele premium sunt bune? Noi vindem utilaje chinezești premium și sunt, bune, sunt adică foarte bune. N-au nicio problemă adică majoră. Adică se vad parte în parte cu nemții? Liniștit. Sunt clar, prețul ăla trebuie să le reflecte ceva. Adică dacă un utilaj China este 40% din prețul unui utilaj Germania, undeva se vede. Și aici vorbim de finețea poate a lucrurilor. Da, dacă vorbim strict de niște clienți clasici, medii, care utilizează, să zic, 3-4 ore utilajul pe zi, nu au nicio problemă să-l utilizeze cel de bon. chină. Din 8200 de utilaje vândute anul trecut, voi cât ați avut? Cât ați vândut? Aproximativ 1000. 990 8, ceva de genul ăsta. Voi pe ce loc ca și jucători sunteți pe piață? Dacă vorbim de număr adică de... Voi aveți cam de... 15% din piață. Cam pe acolo. Dacă vorbim de număr de bucăți, sunt două criterii pe care pot să le analizez. Număr de bucăți Totul este din estimări și din este ceea ce aflăm, în, da. ce aflăm în piață de diverse vești, suntem pe locul 3. Pe locul 3. Dacă vorbim de cifră de afaceri, noi vânzând, vânzând utilaje și utilaje de China, pe, cele, lângă cele de Germania și de Corea, am fi pe locul 4. Pe locul 4. Clar că utilaje de China sunt mai, mai ieftine. Bun. Pe primul loc cine este? E un, adică e, e un vânzător global? E un vânzător global. Primele de două locuri sunt doi vânzători globali. Cine? Haric și Toyota. Ah, okay. Nu știu nu știu Bun. care este. Unul Primul este. de unde este? Haric, nu? Da, da, da. Din Germania, al doilea este. Bun, și el vinde că... direct aici. Nu este, are... Da, are o filială aici, în România, clar, și pe care o vinde direct. Um, voi sunteți barometrul al economiei și tu spui așa, anul acesta cel mult la nivelul de anul trecut, da? Așa estimă. În momentul Bun, de față, piața 5%. spune, că piața spune la jumătatea anului era undeva un 26% creștere față de anul trecut. Dar nu cred că se încheie așa. Ce va fi la anul? Ce se anunță de pe acum? Că eu nu cred că vine cineva un mare depozit logistic, mai mare sau mai mic, și zice Valentin vreau și 10 stivuitoare. Și tu zici, păi fratele meu, n-am, de să-ți dai eu 10? Am numai unul în stoc. Piața cred că se va baza pe jucătorii uh, locali, să spunem. Uh, nu o să fie foarte multe filme din afară care să vină să-și deschide, să -și deschide centrele logistice. O să ne bazăm pe jucătorii locali din mm, țară. Nu înțeleg. Uh, vorbim de filmele din țară, cu, de patronat, de cu patronat, românesc. O să adică ne bazăm. de, de man, Altex, uh, um, Emago, și, și cei mici. Și cei mici. Și da. cei da, care vin pe zona uh, sunt, asta. Uh, sunt uh, cred că baza uh, e greșit uh, Percepția că trebuie să ne îndreptăm foarte mult pe cei mari este foarte bine, dar și jucătorii mici, clienții mici, locali, care au 3, 4, 5 străbitoare în portofoliu și acei clienți sunt foarte importanți. Ok, deci tu spui anul viitor va fi... Când ai dat un răspuns, ai zis... Anul că viitor, viitor cred, cred, că vom, cred că vom va fi la fel ca anul ăsta. În general, de la an la an se crește, dar cred că anul viitor va fi o stagnare. O stagnare, deci exact cum, nu știu... Cum arată primele date de pe acum, cum va fi anul, nu? De... Adică economia, cel puțin, va fi, cum bânim în limba engleză, challenging. E exact. deja de trei luni de zile. De trei luni. Dar da? ce s-a întâmplat de trei luni? Că totul mai invocă acest lucru. Dumnezeu, de trei luni de zile s-a blocat totul. Nu mai vând, s-au oprit investițiile, nu se mai fac angajări, statul uh -huh. plătește târziu, lumea se retrage, nimeni nu mai vrea să facă business. Ce uh -huh. s-a întâmplat? Cred că alegerile care sunt în, în mai, care au fost în mai și cele care vor veni da. acum, au prins la mijloc o perioadă de concedii. Okay. Toată lumea a stat în perioada alegerilor, a stagnat și a amânat răspunsul. Au venit perioada concediilor și au zis că nu, ne pliem și vom, vom relua în toamnă. în toamnă. În toamnă, deja se amână pe anul viitor, toată lumea este reticentă, încearcă să înțeleagă ce se va întâmpla după. Dar ce poate să fie cel mai rău? Când afară să crească taxele și să scadă economia, nu, cel puțin în primele șase luni, uh -huh. și altceva se poate întâmpla mai rău. Păi, dacă au crescut taxele, s-ar putea ca unii dintre, unii dintre, partenerii noștri, clienții noștri, să nu mai reziste. Să nu-și mai poate permite să-și schimbe, să parcul parc logistic. Și de asta strâng bani. Bun. Tu ai și second hand sau nu? Există și second hand la noi second -hand este o piață, din punctul nostru de vedere, e puțin depășită și vă spun și de ce. Utilajele de China pe care le comercializăm noi se apropie destul de mult ca și preț de utilajele second-hand. Clienții au început să prefere utilaj China cu o garanție mare, nou, care să fie al lor. Știm da. că românii sunt mari iubitori de bunul lor Propietate, propriu. Da. Da. Și încep să meargă pe varianta China, nou decât un second hand, nu știu, Germania Statele Unite mm -hmm. Ok, adică ai prefera să iei ceva nou China care nu, mm -hmm. știi, cum, nu, știu cum, nu știi cum va funcționa, ți ba, se dă o garanție. Ba da, acum se știe poate acum 4-5 ani de zile când am început când piața de China a început timid să intre în România atunci erau cumva nu aveam informații multe, în momentul de față piața de China în general în România a ajuns la un nivel mare Spre exemplu, noi vinem undeva 45% cred că din utilajele noastre sunt de China. Pe adică care din vine... 1000 de utilaje, 45% sunt China. Exact. Și dintre acestea câte sunt premiul? Adică tu vinzi vreo 500 de utilaje China. 400-500. Uh -huh. Câte sunt premiul? Care la se bat pat în pată cu nemții? 300 de utilaje. 300. Deci uh -huh. e o pondere mare, nu? Zic eu că e o pondere mare. Prețul este pe măsură, adică este un uh -huh. preț mic. Și asta fac, face ca acei clienți să se îndrepte de la utilaje second hand spre utilaje China. Ok. Um, deci ai vândut un uh, stivuitor, un echipament cu 200.000 de euro, mm -hmm. da? Îți pot fi și mai scumpe. Da, ce? Ai vând... care a fost nu, ce în general, spui? nu, în general, în lumea asta sunt și stivuitoare mai scumpe. Okay. Utilaje care au 50 de tone, de exemplu, sigur ajung mai multe ori la 400 de mii de euro. Adică sunt utilaje de genul Bun, nu știu despre astea. Dar de obicei piața la noi, adică în depozite, ce fel de echipamente sunt? La 20-30 de, de euro? La 10.000 de euro? Cum sunt? Pentru, exteri uzuale, pentru exterior, ca să dacă zic. vorbim, sunt, se în două. Pentru exterior, cele care le vedeți dumneavoastră cu le volan eu, și cu, și cu operator, da podnesc undeva de pe la 15.000 de euro până pe la, de 40.000. O medie de 20.000 să le punem. Ok. Există și utilaje pe care le vedeți în, nu știu, în unii jucători vorbim de bricolaj sau, da. sau, cash and carry, cele de interior. Da. Acelea sunt mai ieftine, undeva o medie de 10-12.000 de euro. Chiar și mai, mai, puțin acum, mai nou există și utilaje la 5.000 de euro. Ok. clienții voștri, care sunt cei mai mari clienți ai voștri? Cui vindeți? La CTP, la Dedeman, la Leroy, la adică un bricolaj, la cine vindeți? Numărul unu, clientul nostru numărul unu este, este Dedeman, -ul. Da. În momentul de față, nu neapărat cât am văzut noi la, în timp, dar în momentul de față avem în, are în exploatare 2000 de utilaje. Deci noi avem grijă de 2000 de utilaje aproape ale Dedemanului. Ok. Ar mai fi auto total, este un, un, un mare jucător pe partea auto? de da, auto, da, e pe partea de... E în vestul țării, parcă. Nu, este aici, în București. Ah, în București, auto total, ok. Mm -hmm. Sunt, sunt clienți și, adevărat, sunt mai mulți clienți care sunt pe partea asta. Din toate domeniile avem. Ok. Valentin, tu ai stoc? Adică, sau, știi cum e, trebuie să iei comanda de aici, tu vinzi, da? Și mm -hmm. zice, dom'le, ți-l aduc într-o lună fără stoc nu, nu reușești să, să vinzi în România mai momentul nu? de față. Adică ăla, cineva vine, vede echipamentul și cel cumpăr. Exact. Ți-a trimis banii exact. și i-ai dat echipamentul, exact. care l pus pe... trailer. Pe, exact. Pe în trecut, termenele de livrare erau undeva trecut, vorbim înainte de pandemie, da. termenele de livrare erau undeva între 1-3 luni. Okay. Mai nou, termenile au crescut undeva până pe la 5-6 luni de zile. Da. Fără stoc nu reușești să vinzi, pentru că înainte orice clientă își facea planul de viitor. Nu mai există planul de viitor. Am bani astăzi, no? azi în cumpăr. Mâine să ar putea să nu mai am nevoie de el, pentru okay. că și fără stock, nu reușește să vinzi. Noi avem un stoc de 250 de utilaje, aproximativ. Bun. Tu ai formula de buyback? Adică de genul, domnule, ți-am dat, într-un an de zile vin cu el înapoi, te uiți la el, îi faci o ofertă și el luat tot Există și varianta asta. Da? Există. Și cât înseamnă din business? Foarte puțin. Și de ce nu? Pentru că, în general, cine își cumpără un utilaj, da? se așteaptă ca după un timp, un an, doi, zece, 15 să obțină un preț bun. Știm foarte bine și noi la mașini. Când ne vine mașina personală, ne așteptăm să să avem un preț extraordinar de bun. Nu poți, pentru că să-i dai un preț foarte bun clientului, poate, pentru că la acel utilaj tu trebuie să intervii, trebuie să oferi o garanție, trebuie să schimbi piese, trebuie să-l faci să arate ca nou. Îl vinzi mai departe un alt client. Și e normal să investești Dar de bicei, resurse. după după Cât timp să dau utilajele înapoi? 5 ani, 6 ani? Am avut clienți care ne-au propus să luăm utilaje din anul 2000. 25 de ani, sunt, nu? Aproape. Fai de mine, 25 de ani. Da. Bine. Și erau în viață utilajele? Funcționa. Adică nu știu ce înseamnă viață, funcționa. Sunt clienți adică care... Adică el spune uite, am utilajele astea, sunt 100 și schimbăm flota, nu? Uh -huh. Jucătorii importanți propun treaba asta undeva după vreo 8-10 ani de zile. Uh -huh. Cam acolo. Nimeni nu schimbă utilajul după, după 2-3 ani. Pentru okay. că nu și-a consumat viața. Bun. Voi vindeți flotă sau de obicei vindeți 3-4 bucăți, o bucată? Sau vine cineva Vin? și zice vreau 200 de bucăți? Vindem și flotă. N-am ajuns la o comandă de 200 de bucăți. Și cred că nu sunt foarte mulți jucători, cred că nimeni nu, are, nu face așa ceva. Okay. Dar flotă undeva de la 20 la 40 de utilaje, sigur vindem. Uh -huh. Uite, vedem acum puțin. Uităm așa, o consolidare pieței de retail. ar fura cumpărat Cora, uh -huh. da? mega este în discuție cu profi. Exact. Okay. Această consolidare a pieței te ajută sau îți va reduce businessul? Dacă vorbim pe partea asta, nu neapărat că ne ajută. Știm foarte bine ce, de ce ne aparțin acești, acești clienți. Okay. Sunt jucători internaționali, multinaționale care, în general, dacă în, nu știu, în Germania folosește un alt un tip de utilaj, de acolo vine cumva direcția să se folosească acel tip de utilaj în România. Același tip. Ne ajută jucători mici, tot pe domeniul ăsta, mici, mici, medii să spunem, sunt locali, sunt rețele de magazine de 20, 25 de magazine, da. care se deschid din ce în ce mai multe sunt. Ok. Și acolo acei clienți preferă să lucreze cu firme ca și a noastră, să-i spunem, care au un preț calitate extraordinar de bun. Ok, dar oamenii se pricep? Nu, pentru asta suntem noi. <laughs> ok, nu știi ce... Oamenii vor să-și iau un uh, utilaj care să ridice și să coboare uh, o, o sarcină. Depinde acum foarte mult de noi ca și oricare vânzător din uh, domeniu. De fapt, nu suntem vânzători, suntem consultanți. Pentru asta suntem noi. Okay. Să-i spui ideile și ce, nevoile lui, să-i să îndrumi către nevoile lui nu se pricep, dar au idei. Oricine vrea să-și deschidă un business și are nevoie în domeniul de așa ceva, citește, cred că o lună, două înainte. Și după care te contactează sau îl contactezi. Um, care este cea mai bună zonă de vânzare? De unde vin comenzile? Și excludem Bucureștiul de aici. Tot din sudul țării, din? clar. Din sud? tot din sudul țării și Vân vorbim sud fără Oltenia, deci dacă ne oprim undeva pe la Craiova, ca și okay. vorbim de la Craiova înspre Constanța, da. e o zonă bună de, de vânzări, o zonă bună este și Ardealul, Moldova însă chiar contrar la ce se aude în, în piață, că Moldova e slabă, că e la nivelul Olteniei, generează vânzări din ce în ce mai multe și credem noi că în 2 ani zile o să avem o surpriză acolo. Adică tu spui la ce comenzi ai și la ce știi tu că se construiește, deci Moldova va fi o surpriză, nu? Da, pentru că sunt, zona este în urmă pe partea de logistică, da. nu foarte mulți clienți și-au, nu știu, și-au n-au investit în zona aia de logistică. Okay. Acum sunt sigur că o, o vor face în viitor. Deja au început să o facă de un an, un an jumate, din ce în ce mai mult. Există echipamente stivuitoare care merg fără șofer? Există. Există distribuitoare care mi-a făcut șofer. Și ai vize în România? Ai vândut în România? Sunt foarte puține proiecte. Nu știu dacă sunt mai mult de 5 clienți în toată România. 10 poate, numărăți pe degete, sunt care și-au permis de decursul anilor să-și achiziționeze așa ceva. Și funcționează? Funcționează. Sunt uh, foarte bune pentru că elimini partea umană. Da. Uh, e greu de găsit oameni ca să, okay. să, 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 lucrezi, dar e uh, puțin mai greoare. Adică, mai greu e ca și greutate în sine? Nu, ca, sau ca și, și, mod de, de, de ale lucru. Ale ca și mod de lucru. El are un soft, în momentul când te întâlnește pe tine, ca și obstacol în față, da. treci din greșeală prin fața lui, se oprește, trebuie să-și dea de calculare rută, trebuie să înceapă să se meargă mai departe, da? Eu dacă, oh, okay. eu dacă văd un om în față, eu, conducător de stivitor, opresc și în secundă a 2, în 3 secunde am pornit din nou după ce loculesc. nu? Bun, și în partea asta în cât timp? Durează, durează E până la o, Depinde de cât e de performant, dar sigur nu e 5 secunde. Bun, dar, uh, spre exemplu, să zicem că nu-i nu pui oameni acolo. Da? L-a descărcat, încărcat acolo, ci funcționează doar pentru. În general nu e pentru încărcat, descărcat. Dar pentru ce? Este pentru transportul mărfii din punctul A în punctul B și l-a în la înălțime. Nu poți okay. să intri neapărat în tir cu el să descarci marfă cu utilaje de genul. Am, am greșit eu. Bun. Da. Ok. Uh, dar. Este asta viitorul. Că știi, se discută mașină, dumneavoastră mașină fără șofer, o să-ți vină mașina uh -huh. în loc de șoferul de la Uber, Taxi Bolt sau ce e acolo, tu doar intri înăuntru uh -huh. și ăsta e. Gata, și Sigur te duci va la fi distință. viitorul. Da? Sigur va fi viitorul, nu știu dacă o să-l prindem noi. <laughs> Cred eu că în domeniul ăsta, în domeniul de logistică, pașii sunt mai mici decât la piața auto în, domeniul, în direcția asta. Bun, dar un echipament de genul ăsta cât costă acum? Adică vine cineva și zice, băi, nu găsești șofer din ăstea, e o nebunie, îmi cer bani mulți, concedii, nu vin la muncă. Uh -huh. Dăm un echipament fără șofer. Cât e costa? de 4-5 ori mai mult decât un echipament clasic, standard. 4-5 ori mai mult? Adică exact. tu dacă dai pe unul 20.000 de euro, tu dai 100.000 de euro Sigur. pe asta Și în cât timp îți scoți banii? Că tu până la urmă elimin, adică trebuie să scoți banii pe șofer. Exact. De asta sunt puțini clienți care și-au permis așa ceva. Aha, <laughs> Clar că okay. și-au făcut calcul de rentabilitate și nu e ceea ce trebuie. În momentul de față, România nu e pregătită. Bun. Avem, ce să zic, deci anul viitor va fi provocator? Sunt sigur că da. Dar e provocator în domeniul ăsta de, de la pandemie. Ne-am okay. ferit atunci cu pandemia, Am crezut că avem o, o să avem un recul. Da. A fost o provocare se pare că provocarea aia ne-a dus mai sus okay. în, în, ceea ce privește domeniul da? și vorbim și de util SPC. Dar anul viitor zicem noi că va fi la fel de provocator ca ultimii 4-5 ani. Bun, pentru util SPC știi cum e, una este piața, dar asta este, alta este ceea ce faceți voi. Anul trecut cu cât ați crescut? Estimarea noastră de, pe care am avut-o, ca și cifră de afaceri, suntem cu 25% mai sus de, decât 2022. Ok, deci 2023 a fost un an fabulos. Și iar fabulos. anul acesta? La jumătatea anului, când ne-am făcut evalu da. evaluările, eram undeva cu 30% față de 2023 mai bine. Mai bine. Dar nu cred că se va încheia acolo. Bun, dar era din volum, adică mai multe echipamente sau din creșterea prețului utilajelor? Ambele, ambele au ambele, contribuit da. și mai multe utilaje vândute și, într-adevăr, prețul a crescut, dar nu neapărat că au crescut. Au crescut. S-a modificat cumva dorința clienților, au mai mers, au crescut cumva nevoile. nu au mai mers pe utilaje de 10.000, au luat utilaje de da. la 14.000 de euro să spunem. Okay. Da? Nu neapărat că au crescut prețurile. Prețurile pe utilaje, pe echipamente de genul ăsta au cam stagnat ultimul uh -huh. an. Da? Servisul este costisitor sau nu? Că de știi cum e, ca la mașină. Exact. domnule vinzi o mașină și după aia tu de fapt plătești servisul. Uh -huh. Mai nou, tendința este să se vândă utilaje electrice. Utilaje ah, care okay. sunt? Da. Utilajele electrice nu necesită un serviciu extraordinar de scump. Adică, din toate 8200 de echipamente de acești gen, câte au fost electrice? Și cât piața diesel? de diesel nu e mai mult. Diesel sau CPL. Se spune piața da. de combustie e, e în scădere, maxim stagnare. Adică, n-a fost mai mult de. 15-20% piață de combustie. Și restul este numai electric, electric, nu? Da, electric aici vorbim de toate. Și de interior, mai ales că în interior doar de electrice se folosesc, ah, nu există. Ok, ok, ok. Da, um, Întorcându-ne la partea asta cu servisul, utilaje electrice necesită o revizie destul de ieftină. Adică nu e foarte scump să-ți faci revizia la un utilaj și întreținerea la un utilaj electric. Asta înseamnă că Bun. Deci voi, prima jumătate a anului plus 30%, da? Mm -hmm. dar nu știu că, nu crezi că Sunt trendul, sigur că, că trendul nu, se nu va, va fi la Menține. Fel. Anul viitor va fi cum va fi. Ținta noastră este să ne menținem. Okay. Orice scădere, fie ea și de 1%, nu e, nu e ok. <laughs> nu e okay în percepție, <laughs> da? Și ținta noastră este să ne menținem măcar sau poate un 5% creștere. Voi vinde și utilaje pentru industria, nu știu, pentru piața de construcții rezidențială, că asta se cam duce în cap. Da, prea prea mult mai, pu mai puțin. Cei care construiesc uh, rezidențial poate au un mic depozit în care își țin materialele materiale construite, dar sunt uh, acolo, sunt, au un singur utilaj și cam atât. Vreau să mă întorc puțin la portul Constanța. Simți că se mișcă ceva în portul Constanța? S-a mișcat în perioada uh, războiului, s-a da? mișcat foarte mult. Și se mișcă în continuare? Că, a fost scădere ca și dorință de achiziție pentru că ei erau în urmă, nu erau da. pregătiți, au achiziționat atunci ca să-și acopere nevoile. În de față e o stagnare, în continuare portul merge foarte bine și din ce știm începe să se construiască din nou un portul ăla. Adică să începe se, asta vreau să da, zic, adică infrastructura se mărește și simți așa lucrul ăsta, nu? Da, păi, eu cred că sunt vreo două-trei luni de zile de când a început să se mărească ceva acolo ca și pot. Ok. Asta e un lucru bun din punctul nostru de vedere, că ne ajută. Bine. Oricum, da, anul viitor va fi cum va fi, nu? Va fi bine. Va fi bine. Bine. Mulțumesc frumos. A fost Valentin Echita, director național de vânzări la echipamente pentru manele centre logistice, acele denumite stivuitoare, de la Util SPC. Cam atât a fost de fel de astăzi. Ne revedem mâine de la ora 12. Zi bună în continuare! Știu ce spun. Un nou val de explozii a lovit libanul. Pac! Pac material exploziv în, fără... în device-uri, un serviciu secret la unul eficient. Știu ce te interesează. În spatele fiecărui ambalaj de plastic se ascund riscuri care ar putea să-ți afecteze sănătatea. Avem plastic și în apă, și în mâncare, și în noi. Știu cum să te fac curios. Pentru influencer, mesajul e clar. You shall not! pas. Mi se pare o ușoară ipocrizie acolo. Când lucrurile devin deranjante, este evident că trebuie să-și și ași niște măsuri. Știu cum să te emoționezi. Domnul Boris nu a iertat nici România. Șase persoane au murit și două sunt date dispărute. Nimic nu a stat în cale apelor, mașini, animale sau case. Știu să convin. Neuralink a creat un nou device experimental numit Blindsight. Tu, care ți-ai pierdut vederea, vei putea vedea din nou. E caz real ce ai văzut <laughs> zilele astea în, în Liban. Cât de predispus ai fi să fii hecuit știu să câștig. Știu pe ce lume trăiesc. Știu, deci știu.